Salvatorii și pompierii își intensifică eforturile pentru a opri incendiile de vegetație, inclusiv prin măsuri de informare a populației. De la începutul anului s-a înregistrat o cifră record, 6.000 de incendii de iarbă uscată și fâșii forestiere, de 15 ori mai mult decât în aceeași perioadă anului trecut. Iarna a fost uscată, așa că vegetația a început să ardă încă din ianuarie. Cauzele sunt multiple, inclusiv arderea gunoiului și a vegetației uscate, dar chiar și o țigară aruncată în câmp deschis. În cadrul unei acțiuni, salvatorii au explicat cum pot fi prevenite astfel de focare. În condiții de vreme uscată și cu vânt puternic, focul se poate extinde în câteva minute pe suprafețe vaste. În fiecare zi în țară au loc aproximativ 300 de incendii. Cele mai multe sunt stinse timp de câteva ore. Pentru lichidarea unui singur focar este necesară intervenția a două sau a trei echipe de pompieri să lupte cu flăcările uneori chiar și de la până la 6 ore. Vă dați seama că pompierii într-adevăr sunt la limita epuizării, însă fac față și lichidează aceste focare. Simulările pompierilor au decurs rapid și cu succes, însă în realitate totul este mult mai complicat și riscant. De la începutul anului în țară au avut loc peste 5.800 de incendii de vegetație, iar 3 oameni au murit. Un incendiu industrial sau la un apartament, noi suntem la opoziție, da, suntem dislocați la sectoare de luptă. Aici este suprafețe foarte mare, kilometri întregi, tehnica rămâne în drum pentru apărarea zonelor unde sunt case, pentru protejare, da, unde avem posibilitatea de a da apă. În rest, în câmpuri, dar nu putem intra cu auto speciale, deja intrăm cu forță fizică. Majoritatea absolută a incendiilor au loc în câmpuri departe de orașe. Ieri însă flăcările au cuprins 70 de hectare de teren din sectorul botanic al capitalei. La fața locului au intervenit 7 echipaje. S-a constatat că flăcările au pornit după ce un băiat de 14 ani a aprins iarba uscată. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Salvatorii și pompierii cheamă oamenii repetat să respecte cu strictețe niște reguli simple. Stimați cetățeni, cu acest prilej vă îndemn și vin cu un mesaj propriu de a respecta acele măsuri de prevenire a arderii vegetației uscate. Măsuri caracterizate prin nimicirea resturilor vegetale sau transportarea resturilor vegetale doar în locuri speciale amenajate. Interzicerea categoric a incendierii acestora. Delimitarea prin fâșii de protecție a suprafețelor pe care este prezent material combustibil sau, în cazul dat, vegetația uscată față de alte încăperi sau alte bunuri materiale. În situații de risc, persoanele sunt îndemnate să apeleze de urgență serviciul 112. Până la venirea pompierilor, oamenii ar putea singuri să localizeze focul. Dacă nu aveți acces la apă, atunci puteți folosi greble, lopeți sau acoperiți flăcările cu nisip sau pământ. Angajații IGSU, împreună cu cei ai Inspectoratului pentru Protecția Mediului, efectuează razii comune și îi amendează pe cei care provoacă incendii.